Hei, salutare prieteni, bine ați venit sau revenit pe canalul Qdolls. Astăzi am să despachetez o păpușă și am să vă prezint practic două. Le-am aici pe Hermione și pe Ginny. Pe Hermione am desfăcut-o într-un alt videoclip, dar se auzea o groază de sunete, filmam pe la amiază și erau foarte mulți copii afară, se auzeau foarte multe strigăte, oamenii săreau în piscină, nu pot să postez videoclipul acela pentru că nu prea mă puteți înțelege pe mine, așa că am decis să vă arăt pe Hermione în acest videoclip, pentru că oricum deja știți cum practic se despachetează o păpușă din acel videoclip cu Harry, unde l-am despachetat pe el. Și da, am aici o foarfecă, o voi deschide pe Ginny. Și după aceea, după ce o voi prezenta și pe Ginny, am să o prezint și pe Hermione. Pe Ginny am luat-o de la magazinul Dream cu 20 de euro, un preț destul de bun. Și pe Hermione am luat-o dintr-un magazin din Reus, nu mai știu cum se numea, cu 22 parcă, sau 21. Ideea este că am luat-o puțin mai scump, mult oricum. Ok, desfac întâi roba. Roba lui Hermione nu am mai adus-o pentru că este exact la fel ca și cea lui Ginny sau a lui Harry sau a oricui. Așa că o să vă prezint doar pe cea lui Ginny și da. Aceste robe pentru fete sunt foarte... sunt puțin mai mici decât cele ale băieților și pentru că toți sunt la... Gryffindor au această insignă, de fapt e un sticker. Gryffindor și în rest roba este neagră. Da, în fine. Ok, trecem la Ginny pentru că știu că vă interesează cel mai tare, de fapt. Să eliberăm picioarele. Ok, cred că unde mai prinsă aici. La mână. Aici la păr. Și aici. În spate. Sper să nu uitai părul. Cum să... Tot timpul urăsc să tai chestiile astea pentru că am impresia... Bun! A scăpat! Am impresia că am să le tai părul. Ok, să îi... Oh, ce drăguț arată! Chiar seamănă cu Ginny. La față nu prea. Dar totuși are fața așa puțin pătrată cum o are Ginny, dar părul seamănă foarte bine cu părul ei. Are părul practic în două nuanțe. Are un maro și un fel de roșcat aici. Eu clipul, nu mai știu unde am rămas, probabil că ziceam de părul ei. Deci are părul în două culori, maro și roșcat. De fapt, ea este o combinație, de fapt, cred că între roșcatul ăsta și maro. Probabil mai mult roșcat. În fine, nu știu. Dar fața ei este super drăguță. Este, practic, seamănă cu ale Ginny doar pentru că este pătrată și are ochii albaștri. În rest, trăsăturile feței nu prea seamănă. Și Ginny cred că are pistoi. Și această păpușă nu are pistoi. Nu mai sunt sigură dacă are sau nu. Are exact același pullover ca și Harry și Ron și Hermione. Chestia unică e bagheta, care e super, seamănă cu cea lui Ginny. Puteți vedea, e foarte frumoasă. Dacă s-ar focaliza, cred că ar fi splendid, dar... Nu știu. Să încerc așa. O vedeți? Sper că o vedeți. E super drăguță bagheta oricum. Apoi are o fustă, ca și Hermione. Are ciorapi lungi, aproape până la genunchi, gri și acești pantofi. Să-i verificăm și articulațiile, pentru că trebuie totuși. Ok, are articulațiile la cap, poate să-și ridice mâna și să-și miște și palmele, practic. Până acum totul e ok. Bun. Da. Mi se pare că articulațiile îi funcționează, totul... Mulțumesc! Totul este foarte bine și da, acum să vă prezint și pe Hermione. Hermione pot să spun că seamănă puțin mai mult cu... Hermione din film, practic. Are părul creț, dar are părul creț doar aici deja e normal. Puteți observa și voi. Tot așa are două culori în păr, un
șaten închis și un șaten foarte deschis care dă un pic spre roșcat. Ea are pistrui și ochii căproi. Seamănă destul de bine cu Hermione. Are exact același pullover ca și Ginny, bineînțeles, cu bagheta ei, pentru că e bagheta ei. Normal. Ok, puteți să o vedeți. Este foarte drăguță bagheta. Aceeași fustă ca și Ginny. Exact aceiași ciorapi lungi. Numai că a ei cred că sunt inegali. Vedeți că sunt inegali și dacă trag de ei, da. E diferență micuță. Iar pantofii, vă arăt de fapt și modelul, așa arată. Talpa e așa. Da, ele oricum sunt asemănătoare, sunt puțin mai scunde decât băieții, dar ele, ca și fete, sunt practic la fel. Sunt foarte drăguțe amândouă și pentru 42 de euro împreună au fost chiar ok. Ok, și asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați jos la canalul meu și da, noi ne revedem data viitoare. Pa!